Nu știu dacă ați aflat că în America, mai exact în Asbury, în sala facultății dedicată întâlnirilor religioase, de la un timp de închinare obișnuit, a pornit un foc al rugăciunii, care continuă non-stop de două săptămâni. Adică, la orice oră, sunt oameni acolo care se roagă din toată America, merg mii de credincioși ca să ceară trezirea spirituală a acestei țări, acaparată de demoni. Efectiv, la orele de vârf. Sunt mii de oameni care așteaptă afară la coadă ca să intre și să se roage acolo. De fapt, se roagă și afară. Universitatea a suspendat cursurile pentru că nu mai are cu cine să le facă, studenții nu mai merg la cursuri, ci stau cu orele la slujbă. Deci, în America nu ne vin doar veștrele, precum Smith, care a dansat costumat în demon, ci ne vin și știri minunate, cum că această țară în care milioane de oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și doresc îndurarea lui peste națiune care altfel va fi judecată aspru pentru destrăbălarea ei, relatează Tony Berbece pe pagina de Facebook. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Știrile Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul